Salutare! Bine ați venit și bine v-am găsit din nou pe canalul meu de YouTube, Maria Olaru Oficial, și cu această ocazie tare vă mulțumesc că mă vizitați și sper eu din suflet să vă fiu și de folos. Astăzi vă prezint un antrenament extrem de eficient. Acest stil de antrenamente mie îmi plac tare mult, pentru că pe finalul antrenamentului vom face câteva exerciții de stretching. Eu zic să vă bucurați de acest minunat și eficient antrenament. Așadar, haideți să purgem. Depărtăm picioarele la nivelul umerilor și prindem palmele aici la spate și așezăm urechea pe un umăr și pe celălalt, da? Cu minimă încălzire înainte. Așezăm, încleștăm palmele, le așezăm aici la gât și lăsăm capul pe spate, nu forțăm și revenim. Așezăm palmele la ceafă, spatele rămâne drept și împingem doar vârbia în piept cu vârful degetelor. Împing. Păstrăm spatele drept în tot acest timp. Trag cu o palmă de cap și așez capul pe umăr, urechea. Mâna cealaltă o pot prinde la spate. Și invers. Prind capul și așez urechea pe umăr. Așez palmele pe șezută, apropiem coatele, lipim omoplații și stăm acolo, privirea sus în tavan. Și împingem bazinul spre înainte. Și revenim. Și încă o dată. Lipim omoplații și revenim. Așezăm palmele pe umeri, rotăm spre înainte, încercăm mișcarea doar din brațe, da? Nu mișcăm tot corpul, doar din brațe, atât cât ne permite articulația umărului. Și spre înapoi. Lăsăm coatele sus, apropiem de noi și ridic, apropii, ridic, apropii, ridic. Rămânem aici cu brațele și înclin trunchiul stânga-dreapta, nu forțăm, într-o parte și în cealaltă. Și întind brațul sus în tavan, întind sus în tavan, sus. Sus. Am făcut mai mică mișcarea cu articulația umărului, acum din ce în ce mai amplu. Balansăm brațele înainte și înapoi. Alternativ. Și simultan și încercăm să înduim și genunchi deodată. Hai să vedem cum stăm cu coordonarea, înainte, înapoi. Înainte și alternăm. Stânga, dreapta. Stânga, dreapta, stânga, dreapta. Lateral, lateral, tot așa mișcarea din genunchi. Stânga, lăsăm brațele să le ducă din inerție, da? Și rotăm pe lângă corp, rotăm și stânga, dreapta. 2, sus, 3, sus. 4, încercăm cu săritură și cu deplasare, sus, cu deplasare, stânga-dreapta, sus. Toată articulația umărului se mișcă ampiu, da? Rămânem pe loc, ne ridicăm sus pe vârfuri, brațele lângă corp, le întindem bine în tavan, da? Sus. Și aplecăm trunchiul, spatele de brațele de lângă corp, ridicăm capul sus și sus și capul sus. Sus pe vârfuri, îndreptăm spatele, bazinul spre înapoi, brațele mult înapoi și sus și braț înapoi, sus, braț înapoi. Rămânem aici, rotunjim bine spatele. Mă sprijin pe mâini în drept coloană. Rotunjez bine spatele în drept coloană.
și rotunjesc și îndrept. Rămânem acolo aplecate și aplecați, picioarele mai mult depărtate, arcuim, arcuim, ducem bazinul spre înapoi, spre înapoi și îndoim braț, sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, perfect, prindem palmele la spate, rămâne spatele drept, lucrează mușchii spatelui, flexăm genunchii și întind, flexie, întind, ne ducem și cu braț, la urechi, bine înapoi, la urechi, încercăm spatele drept, lucrează mușchii spatelui și nu numai, perfect, înainte, înapoi, picioarele de data aceasta rămân nemișcate, nemișcate, alternativ și simultan acum, și lateral, lateral, încă puțin, încă puțin și lăsăm să cadă trunchiul, lăsăm, ne odihnim puțin, ușor ne ridicăm, apropiem picioarele din aproape în aproape, avem brațele lateral, întorc palma în tavan și revin, în tavan și revin și ne ducem și cu vârfurile. Revin. Mă duc cu vârf. Mă duc cu vârf. Mă duc. Fiți atenți. Rămân aici. Sus pe vârf. Cobor. Sus cu braț. Palmele la fel rămân în tavan. Cobor. Sus. Cobor. Sus. Cobor. Sus. Rămânem acolo pe vârf. Sus și flexăm genunchi, încercăm să lăsăm călcâiele apropiate și coborăm braț și arcuim. Ne alegem un punct fix să ne păstrăm echilibrul și încercăm acum să combinăm, da? Sus pe vârf, rămân, sus, cobor călcâi, pe vârf, în doi genunchi, sus, cobor, sus, cobor, sus, cobor călcâi și sus, în doi, sus, călcâi, sus, în doi genunchi, sus, cobor, ultima, unu, doi, trei, perfect, decalăm picioarele la nivelul șoldurilor, dar nu pe aceeași linie. La fel ne ridicăm pe vârf. Toate aceste exerciții sunt foarte bune și pentru articulația genunchiului. Tonifiem, dar în general pentru cei ce sunteți mai puțin stabili pe articulația genunchiului. Ne ridicăm pe vârf, palmele sunt pe șolduri. Nu uităm, picioarele sunt la nivelul șoldurilor, sus pe vârfuri. Flexăm, 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 rămânem acolo, întindem brațele la 90 și încerc să întorc trunchiul într-o parte, nu reușim, lăsăm piciorul pe toată talpa, da? Și întorc trunchiul și revin, întorc și revin, întorc și revin și îndreptăm și schimbăm celălalt picior, sus pe vârfuri, sus pe vârf, flexăm și întindem, jos, sus, jos, sus și rămânem acolo, brațele în față, față în față și mă întorc către piciorul care este îndoit și care este în față, pardon, că ambele sunt îndoite și sus, și sus, ne relaxăm puțin, schimbăm piciorul celălalt, ușoară fandare spre înainte, celălalt picior rămâne pe toată talpa și mă duc spre înainte și spatele drept și stau acolo, prin palmele, stau, stau,
stau. Și mut greutatea pe piciorul din față și pe piciorul din spate și aplec trunchiul, brațele sus. Și din nou, sus, jos, sus, jos. Și schimbăm celălalt picior, da? Prindem palmele, un picior este îndoit, celălalt este întins, prindem palmele sus, ne întindem bine în tavan, ne întindem. Mă duc cu greutate pe piciorul din față, întind bine spatele și mă retrag spre înapoi, brațele sus. Cât pot, dar nu mă aplec și nu mă îndoi foarte mult, decât atât cât îmi permite mobilitatea și flexibilitatea. Sus. Cobor. Perfect. Depărtăm picioarele mai mult de nivelul umerilor, da? Avem brațele sus, palmele la ceafă, pardon, vârfurile spre înainte, flexăm genunchii și ridicăm. Jos, sus, jos, sus, jos și întindem brațele când mă duc jos, întind, lucrează mușchii spatelui și picioarele, sus, jos, rămân acolo, jos și ridic pe vârf piciorul stâng și 1, 2 și cu braț, 3, 4, 5, 6, 7, schimbăm încă puțin, ridic călcâiul drept și brațul drept, braț, 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 braț și alternăm. Stâng, drept, stâng, drept, stâng, încă puțin, rămânem acolo și simultan jos, simultan jos, simultan pe vârfuri, sus, jos, sus, jos și ultima, sus și relaxăm. Scuțură picioarele, mai facem din nou o poziție așa de întindere, picioarele sunt tot așa decalate, piciorul din față este îndoit și încerc să prind cu brațul opus, să mă sprijin pe piciorul din spate și să mă întind sus, în tavan și stăm acum, stăm, stăm. Mă întorc, da? Și mă duc până jos, tot așa un picior este întins, celălalt îndoit. Privesc în tavan. Și schimbăm în partea cealaltă. Prindem piciorul, braț picior opus, piciorul din față îndoit, celălalt este întins și ne întindem bine, bine în tavan. Bine. Faceți în așa fel încât să vă fie confortabilă poziția, da? 3, 2, 1, revin în lateral, flexăm piciorul și mă duc până jos. Nu uităm, unul este întins. Este întins. Perfect. Mutăm greutatea acum de pe un picior pe celălalt și unde duc greutatea, întorc și braț, braț și așez urechea pe braț. În același timp flexăm și piciorul, flexăm, flexăm și rămânem acolo, brațele întinse spre înainte, ridicăm piciorul pe vârf, sus, cobor, sus, cobor, sus, cobor, sus, schimbăm celălalt, arcuiesc, jos și începem pe vârf și sus, cobor, sus, cobor,
sus, jos și încercăm să alternăm stângul drept. Fiți atente și atenți. Jos, ridic pe vârf, cobor, mă îndrept și schimb. Jos, sus, jos, mă îndrept. Jos, sus, jos, mă îndrept. Și jos, sus, jos, rămânem acolo, flexăm ambii genunchi și ca și cum aș vrea să ating solul și să iau ceva de jos. Ha. Putem să ducem vârfurile spre exterior. Mișcarea este mai mult din picioare, nu din trunchi, da? Nu aplecăm trunchiul și punem mușchii picioarelor la treabă. Jos, sus, jos și sus pe vârf, sus, da? Jos, pe vârf, jos, pe vârf, jos, pe vârf. Și rămânem acolo așa, îndoim genunchii, stăm, stăm, stăm acolo, stăm. Trei și ne ridicăm, fiți atente și atenți. Flexăm, ridic piciorul stâng pe vârf, patru. Ne revenim și apoi cu dreptul. Perfect. 3, 2, brațele în față, vârfurile în exterior, avem voie în exterior acum. Coborâm și ridic pe vârf. 1, 2, 3, schimbăm. 1, 2, 3, alternăm braț lateral. Drept și stâng, stâng, drept, stâng, simultan cu braț, sus pe vârfuri, cobor, sus, cobor, sus, cobor, sus, cobor, sus, ne relaxăm, scutură picioarele, încă puțin, încă puțin. O să apropiem tot așa călcâiele, vom duce brațele prin înainte sus și simultan vom îndoi maxim cât putem genunchii și revenim, da? 3, 2, 1 și sus braț, cobor, da? Brațele sus și merg. Atenție la spate, lucrează tot spatele și coapsă și tot. Sus brațe, cobor, sus, cobor și sus, cobor, sus. Ultima, ultima, perfect. Scutură picioarele. Când se mai odihnesc picioarele, ne îndoim în lateral, mutăm și bazinul, mă îndoi în lateral, mut piciorul celălalt invers și stau cu fața. Și mă odihnesc în timpul acesta, cobor. Și ne îndreptăm, schimbăm. Bazin, trunchi. Întorc piciorul, întorc și trunchiul, spate drept. Cât putem. Dacă pot doar atât, atât, dar să fie spatele drept. Și mă duc până jos, până jos, bun, vară dintr-o parte, ridicăm un picior cu tot cu trunchi, ridic picior, aplec trunchi, practic trunchiul rămâne și corpul rămâne drept, doar că un picior pleacă de lângă celălalt, da? Încercăm, 1, revin, capul este între brațe. 2. Revin. Dacă vă este greu, flexați un pic piciorul de bază. Piciorul de bază. Și menținem puțin acolo. În doi picior, duc brațe la picior. În doi picior, brațe la picior. În doi, întind. În doi, întind.
în doi, rămân acolo, duc brațele pe lângă corp, brațul rămâne lipit de trunchi, doar din antebraț lucrez, în doi și întind, în doi și întind, încă puțin, în doi și întind, în doi și ultima, super, scuturăm picioarele și schimbăm exact același lucru ce am făcut pe piciorul acesta, vom face și pe celălalt, nu uităm, capul rămâne între brațe, nu se duc doar brațele, da? Capul, piciorul merg simultan, concomitent, deodată. Ok? Haideți, schimbăm piciorul, cobor, ridic, flexăm și piciorul de bază, să ne fie mai ușor. Sus, jos, sus, lucrează tot spatele, da? Simțim, sper, dacă nu simțim, ceva nu e bine, ceva nu e în regulă. Și rămânem acolo în menținut, rămân acolo, fixăm poziția, în doi picior duc braț la picior. Ne alegem un punct fix, vedeți că și eu am probleme, da? Nu doar voi, trag și întind, trag și întind, trag și întind. Perfect, duc brațele pe lângă corp. În doi braț și întind. Doar din antebraț lucrăm, da? Și din gambă. 3, 2, 1. Iuhu! Scuturăm picioarele. Nu e ușor, nici imposibil de făcut, dar este foarte, foarte eficient acest antrenament și sper să vă placă și mai cu seamă, sper că sunteți aici cu mine. Ducem picioarele în exterior, vă trage sufletul un pic, eu doar vă arăt. O să flexăm genunchii tot așa în exterior cât putem. O să avem palmele la ceafă și o să duc trunchiul stânga-dreapta și acolo unde duc trunchiul ridic și călcâiul de pe sol. S-a făcut? 4. 4 după care alternăm. 3, 2, 1 și începem. Stânga, sus, stânga, revin, în poziție neutră, da? Atât cât putem, ne înclinăm și schimbăm. Dreapta, sus, dreapta, revin, călcâi jos. Ultima și alternăm și stâng, revin, drept, revin, stâng, revin, drept, revin. Încă puțin, strângem din dinți, da? Să putem să punem mușchii la treabă, să simțim că îi avem, nu-i lăsăm așa să se atrofieze, da? Rămânem acolo, prin palmele, apropii coatele și arcuim aici. Nu ne oprim, arcuim. Și mă duc cu coatele stânga, dreapta, stânga, dreapta. Greutatea rămâne pe ambele picioare, dar nu ne mutăm pe ambele. Inspir, expir. Inspir. Expir. Și sus, inspir. Și am făcut destul în picioare. Haideți să ne mai și așezăm. Să ne ridicăm pe vârfuri. Coborâm pe sol, în planșă înaltă. Așezăm palma la ceafă, stânga, dreapta, după care ne ridicăm sus, din aproape în aproape, palma la ceafă. Dacă aveți probleme cu încheietura, puteți să vă așezați pe antebraț, da? Nu sărim și nu ne găsim motive și ne apropiem. Ok? Haideți să facem măcar 4. Începem. Sus pe vârf. Din aproape în aproape. Palma la ceafă. Într-o parte și în cealaltă. Și din aproape în aproape. Sus pe vârf. Sus.
Cobor. Încordăm abdomenul, fixăm poziția. Palma la ceafă, la ceafă. Îndoim genunchii din aproape în aproape. Mă trag sus pe vârf. Mă întind bine în tavan. Palma la ceafă, stânga, dreapta. Îndoim. Și sus în tavan, ultima. Stânga și cealaltă. Îndoim și scuturăm. Bravo! Mai avem puțin, puțin, puțin. După aceea ne și întindem, o să vă cadă tare bine. Ne așezăm în patrupedie, sprijin pe pingea, pe pingea, unghi de 90, trunchi, coapsă, adică nu avem șezuta pe călcâie, da? Aici. Să avem palmele sub umăr, vom ridica genunchii și punctăm acolo. Sus, 1, 2, 3, cobor. Sus, 2, 3, cobor. Sus, 2, 3, cobor. Sus, 2, 3, cobor. Următorul exercițiu, tot așa vom ridica genunchii și vom pune palma pe umăr. Da? Ridicăm genunchii, palma pe umăr. Pregătim. 3, 2, sus genunchii și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne relaxăm puțin. Așez palma pe dos, da? Așez podul palmei invers. Poate v-ați forțat puțin la încheietură. Și încă puțin. Ne așezăm pe antebrațe, tot în planșă. Pe antebrațe. Genunchii sunt pe sol. Depărtăm un pic vârfurile și luăm repede genunchii de pe sol. Umărul să rămână neapărat deasupra cotului. Pregătim. Ridicăm, rotunjim bine, bine spatele. Fixăm bine poziția acolo. Și vreau să ating cu un genunchi pe sol, odată unul, odată celălalt. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și simultan încercăm jos, sus. Încordăm. Cine nu poate, se oprește sau continuă alternativ. Țac, pac. Jos, sus, jos, ne relaxăm, așezăm bazinul pe sol, dăm drumul la vârfuri, așez coatele mai sub piept și ne întindem bine la abdomen, stăm acolo, bag bine coatele sub piept, inspir, expir și las bărbia să cadă, las bărbia să cadă. Uit într-o parte, bazinul rămâne lipit, trebuie să fim relaxat în zona inferioară a corpului, da? Și invers. Desfac palmele, degetele răsfirate și întind ușor brațele, întind. Tot așa bazinul încercăm să lăsăm jos. Perfect. Așezăm din nou picioarele pe vârfuri. Atenție cum ne ridicăm, nu forțăm coloana. Dacă nu reușim, ne concentrăm, încordăm abdomenul. Sus din nou, planșă, joasă. Vom lucra cu picioarele de data asta. Odată un picior, odată celălalt. Și 1, 2, 3, 4, 5, încă puțin, 6, 7 și lăsăm picioarele depărtate. Ridic bazinul, revin. Ridic, revin. 3, jos. 2, jos. 1,
Perfect! Din nou ne relaxăm. Pe spate, capul. Inspir, expir. Inspir, expir. Ne așezăm în patrupedie. O să avem punct de sprijin doar două, un genunchi și o palmă. Și o să fie braț, picior opus. Am brațul stâng, piciorul drept. Brațul celălalt este lângă ureche, linie dreaptă între picior și braț. Și ce vom face? Ducem piciorul și brațul în lateral. Duc și revine la loc. Lent. 1. 2. Revin. 3. Revin. 4. Revin. Până la 8 mergem. 5. 6. 7. 8. Super. Așezăm bazinul rapid până schimbăm. Inspirăm de două ori. Expirăm și schimbăm celălalt picior, celălalt braț. Da? Pregătim. Sus braț. Sus picior și 1, trag și talpa piciorului care lucrează, duc în lateral, duc, cobor, duc, apropi, mă duc, apropi, hap, revin și ultima, perfect, așez piciorul care este întins, îl așez peste celălalt și așez bazinul pe călcâi. Cât pot de mult și stau acolo. Și schimbăm celălalt picior, îl duc prin înapoi a celuilalt, prin înapoi a celuilalt. Și stau acolo. Perfect, ne așezăm pe o parte, avem cotul sub umăr, genunchii sunt ușor îndoiți, palma pe șold, genunchii sunt la piept, da? Nu îndoiți să fie linie dreaptă, o idee îi aduce mai în față. Ridicăm bazinul, întind picior, apropii și abia atunci cobor bazinul. Sus, întind, îndoi, cobor. Sus, întind picior, îndoi, cobor, sus bazin, întind picior, îndoi, cobor, sus, întind, îndoi, cobor, sus, întind, îndoi, cobor, prin piciorul de deasupra, celălalt întins, și încerc să-l aduc lângă celălalt. Încerc să-l apropii. Și 1, jos. 2, jos. 3, cum e? Cum vă simțiți? Să-mi spuneți, să-mi scrieți. Și ultima. Rămânem așa. Piciorul de sus îl pun pe toată talpa. Și lucrez cu cel de jos. Arcuim, tragem talpa bine, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Perfect, schimbăm pe partea cealaltă. Ce am făcut pe partea asta? Începem pe partea cealaltă, nu uităm cotul sub umăr. Ridic, întind, îndoi, cobor, sus, întind. Îndoi, apropi, sus, întind, îndoi, cobor, sus bazin, întind picior, îndoi, cobor cu totul, sus, întind, îndoi, cobor, sus, întind, îndoi, mă relaxez ușor, iau piciorul de deasupra, îl
prind cât pot, da? Întind celălalt picior ușor în echer, da? Și aduc piciorul lângă celălalt. Cel de jos lângă cel de sus. Sus, cobor. Sus, cobor. Sus, jos. Sus, jos. Ultimele. Și cel de sus îl așez pe toată talpa, celălalt îl duc lângă, trag bine de talpă și sus, cobor, urc, cobor, sus, jos, sus, jos, sus, jos. 3, 2, 1, super! O să ne așezăm din nou pe o parte, tot așa cu genunchii îndoiți, cine poate îi întindem să vă arăt. Cotul sub umăr, vom ridica bazinul sus, de aceea am spus, cine poate, picioarele sunt întinse, ok? Și o să lucrăm cu brațul, îl duc pe dedesubtul celuilalt și apoi în tavan, pe jos și sus. Vedeți cum vă cade bine, încercați. Bun? Ori genunchi îndoiți, sus sau întins. Și mă întorc, revin în tavan, mă duc sub braț. Și în tavan, jos, sus, jos, sus. Cine nu mai poate se oprește, cine nu merge până la 8, 6, 7, 8. Atenție, nu ne trântim când ne dăm jos, da? Și schimbăm. Cum ați reușit să faceți? Cu picioarele îndoite sau întinse, să-mi scrieți. Asta înseamnă că m-ați însoțit până aici și nu doar cu aruncarea cu privitul, ci efectiv ați lucrat alături de mine și vă mulțumesc cu această ocazie. Sus, bazinul și braț, da? Cobor, ridic, cobor, cine poate întinde picioarele, jos, sus. Jos, sus, jos, sus. Câte avem? Hai încă două. Unu, sus, doi, sus. Yeah! Hai că începem și partea de încheiere. V-ați descurcat grozav. Eu sunt transpirată, nu știu voi cum sunteți. Tare mult îmi plac aceste antrenamente, că nu obosim atât de tare, însă simțim cum se întăresc mușchii, cum îi punem la treabă, într-un cuvânt, simțim că lucrăm, da? Perfect! O să ne așezăm turcește. Ne așezăm turcește și să relaxăm puțin zona asta laterală. Dacă reușesc, ating cu cotul jos, dacă nu, efectiv, mă îndoi în lateral atât cât pot. Inspir. Expir. Stau în așa fel încât să-mi fie confortabil. Nu mi-e confortabil, înalți poziția cât să-mi fie bine, să nu stau chinuit acolo, da? Și schimbăm în partea cealaltă. Și mă duc ușor spre înainte, cât pot. Inspir, expir. Dacă puteți și timpul vă permite, nu săriți peste această etapă, chiar este esențială și o să vă cadă tare, tare bine aceste exerciții. Ridicăm trunchiul, rămân cu palmele pe genunchi și mă las pe spate ca și cum aș vrea să cad și rotunjez bine spatele și duc bărbia în piept. Scot picioarele din turcește, ridic un picior sus, cât pot, spatele drept. Și celălalt, spate drept, spate drept. Și acum, dacă reușim, încercăm cu ambele, sus, sus. Așezăm talpă în talpă picioarele. Ne sprijinim pe palme și arcuim.
arcui. Mă sprijin pe antebrațe, așez o talpă peste genunchiul celălalt și stau acolo. Împing, arcuiesc. Iau coatele de sub mine, mă așez, rotunjez bine spatele, ridic piciorul de jos, trag talpa, rotunjim spatele și stăm acolo. Întind și piciorul de jos. Super! Și schimbăm celălalt, pe antebraț. Așez talpa. Împing. Ridicăm piciorul, ușor mă las pe spate, prin palma, prin interiorul piciorului și ridicăm trunchiul, rotunjim bine spatele să rămână în contact cu solul și întind piciorul. Întind, întind, super, rămânem acolo, așezăm picior peste picior, brațele sunt în lateral, dar nu oblic sus, nu oblic jos. Ne străduim să le avem în lateral. Duc genunchii, ambii genunchi într-o parte. Inspir și expir. Inspir și expir. Schimbăm direcția, picioarele rămân la fel. Inspir, expir. Inspir, expir. Revenim în poziție neutră și schimbăm picioarele, același lucru. Le duc într-o parte și în cealaltă. Ușor ne întoarcem, ne așezăm pe genunchi, vârfurile sunt lipite, genunchii ușor depărtați. Așezăm bazinul pe călcâie și mă duc mult în partea stângă, mult în partea stângă și brațul drept îl pun peste stângul și stau acolo. Când am ajuns în punctul maxim pe care îl pot, rămân acolo și stau. Inspir, expir. Inspir, expir. Și mă duc din aproape în aproape în partea opusă, în partea cealaltă. La fel, brațul stâng îl pun peste dreptul cât pot și stau acolo. Super! Rotunjim bine, bine, bine spatele, ridicăm și bazinul, încleștăm brațele sus deasupra capului și întind, mă întind bine în tavan, bine în tavan. Mă duc stânga-dreapta, așez bazinul pe călcâie, duc brațele pe lângă corp și ridic brațele sus, ating cu fruntea genunchii cât pot și duc brațele sus. Sus. Un picior rămâne așa, celălalt se duce înapoi, sprijinit pe pingea și stăm acolo. Stăm, piciorul întins o bucată de vreme, după care îl vom îndoi. Spate drept, cât mai sus spatele. Și acum așez, relaxez piciorul de jos și cât pot îl și ridic. Întind vârful, aplec corpul și mă duc până jos. Inspir, expir și schimbăm celălalt. Așez bazinul pe călcâi, celălalt picior pe pingea, spatele sus, sprijin pe degete dacă avem nevoie. Stăm un pic și lăsăm genunchiul relaxat, relaxat. Ridic gamba, trag de talpă. Întind vârful, întind piciorul și mă duc jos pe sol.
îmbrățișăm, încrucișăm brațele și încercăm să le prindem aici de omoplați și rotăm capul. Le duc într-o parte și în cealaltă. Același exercițiu, dar schimbăm brațele, da? Schimbăm. Și același lucru. Rotăm. Și invers. Așezăm palmă în palmă, ridicăm coatele, da? Ridicăm. Și acum prind cu palma cotul și trag într-o parte. Trag. Ultimele exerciții și schimbăm. Schimbăm. Încercăm, simulăm ca și cum am vrea să ne atingem degetele unui braț și apoi celălalt. Suntem diferiți. O să vedeți că la un braț sunteți mai mobili, la celălalt mai puțin. Important e să ne mișcăm. Lăsăm bazinul pe călcâi, rotunjez bine spatele, capul între brațe. Las brațele pe lângă corp și duc bazinul înainte și încerc să mă prind cu palmele de călcâi. Duc bazinul cât mai mult înainte. Super! Și un picior pe toată talpa și mut bazinul în față. Îl duc. Atenție, piciorul nu este lângă celălalt, îl ducem departe de celălalt picior. Unghi de 90. Și acum las greutatea, mă duc spre înainte, brațele sus. Super. Și schimbăm celălalt și cu asta chiar încheiem. Unghi de 90, ducem bazinul. Duc bazinul spre înainte. Sus, sus, sus. Perfect. Nu știu voi cum sunteți, eu am și transpirat și mă simt și mai lung, așa cu vreo 2 cm, lucru pe care vi-l doresc și vouă. Dacă v-a plăcut acest antrenament, dați-mi de veste, împărtășiți cu prietenii dumneavoastră și încercați să-i convingeți cât de importantă este mișcarea în viața noastră a tuturor. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție, nu uitați să apăsați acolo clopoțelul. Toate bune!